Hei, Limo! Da? Câțiva frați și surori au raportat că o conducătoare de grup, Sinue, a fost despotică și n-a putut să lucreze bine cu ceilalți. Toți s-au simțit constrânși, iar lucrarea a fost afectată. Așa e. Hei, au fost rezolvate problemele? Da. Tot ce au spus ceilalți era adevărat. Toți au încercat să o ajute, dar ea a acceptat doar verbal. Însă apoi nu s-a schimbat deloc. Am discutat problema și am decis să o demitem. Ah, este conform principiilor. De fapt, asta chiar m-a stânjenit. Fiindcă a arătat că nu făceam lucrare practică. Am avut părtășie cu Sinue despre problemele ei, dar spre surprinderea mea, în loc să se rezolve, ele s-au agravat. Am reflectat și m-am întrebat de ce s-a întâmplat asta. Mi-am amintit de momentul în care am preluat slujba. Cei din grupul lui Sinue aveau cel mai mare succes în evangelizare. Îi apreciam foarte mult. Mai ales când am văzut cât de pricepută era Sinue. Mi-am zis că n-ar trebui să fie probleme cu faptul că era lider de grup și nu l-am prea urmărit lucrarea. Câteva surori mi-au raportat problemele lor, dar nu le-am luat în serios. De vreme ce se descurcau bine cu evangelizarea, chiar și cu unele probleme nu era mare scofală. Uneori împărtășia cu ele, le dădeam sfaturi simple și apoi nu mai verificam dacă problemele s-au rezolvat. Odată când discutam lucrarea, am observat că Sinue și Xiaoli se contraziceau. Amândouă erau foarte încăpățânate. Am avut părtășie cu ele folosind cuvinte ale lui Dumnezeu. Și văzându-le capabile să reflecteze și să se schimbe, m-am gândit că problema a fost rezolvată. E, îmi amintesc că mult timp le-a fost greu să lucreze împreună. O singură părtășie putea rezolva asta? Ai dreptate. M-am gândit că ar trebui să urmăresc situația și să văd dacă stările lor chiar se schimbaseră. Apoi m-am gândit că pentru a avea iar părtășie cu ele, ar trebui să caut adevărul și să le înțeleg stările. Și ar fi obositor. În plus își făceau îndatoririle normal, așa că m-am gândit că era în regulă să nu le verific. Așa că am lăsat lucrurile cum erau. Într-o părtășie, Sinue se contrazicea cu o altă soră. Sora a avut o sugestie rezonabilă, dar Sinue nu o accepta și insista că ea avea dreptate. În final, sora n-a avut de ales și a cedat. Sinue era arogantă. Da. Văzând cât era de neprihănită de sine, am vrut să-i dezvălui problema. Dar apoi m-am gândit la celelalte lucrări de care trebuia să mă ocup. Și la cât timp și energie ar trebui să consum în părtășie. De vreme ce nu era niciun conflict clar, poate nu era atât de grav cum credeam eu, dar cu atât mai bine. Sinue era lideră de grup. Chiar dacă avea aroganță, ar fi putut să o îndepărteze prin căutare. Așadar, nu i-am semnalat problema. Amintindu-mi toate astea, știam bine că Sinue era arogantă și nu putea lucra cu ceilalți. Era lideră de grup. Așa că să ignor o chestiune atât de importantă era irresponsabil din partea mea. Da. Cuvintele lui Dumnezeu spun: indiferent ce lucrare importantă săvârșește un conducător și care este natura acestei lucrări, prioritatea sa este să fie la curent cu modul în care se desfășoară lucrarea. Trebuie să se ducă personal pentru a pune întrebări și a obține informații direct de la sursă. Nu poate doar să creadă ce aude sau să asculte rapoarte, ci trebuie să vadă cum se descurcă personalul, cum progresează lucrarea și să afle ce dificultăți există, dacă ceva contrazice cerințele celui de mai sus, dacă sarcinile de specialitate au încălcat principiile, dacă există tulburări sau întreruperi,
Dacă e lipsă de echipament sau de materiale educative necesare pentru vreo sarcină, trebuie să fie la curent cu toate astea. Oricâte rapoarte ascultă sau câte informații adună, niciuna nu întrece o vizită personală. A vedea personal e mai precis și de încredere. Odată ce cunoaște situația, va avea o idee clară despre lucruri. Orice sarcină inspectează, liderii ce poartă o povară pot mereu să identifice problemele. Pentru probleme legate de competențe sau de încălcarea principiilor, ei pot să identifice, să se intereseze, să dobândească o înțelegere și să rezolve prompt problemele pe care le găsesc. Conducătorii și lucrătorii inteligenți rezolvă doar problemele legate de lucrarea bisericii, cunoștințele profesionale și principiile adevărului. Ei nu acordă atenție lucrurilor mărunte din viață. Se ocupă de fiecare aspect al lucrării de răspândire a Evangheliei pe care Dumnezeu a dat-o. Ei se interesează și inspectează orice problemă pe care sunt capabili să o perceapă sau să o descopere. Dacă nu pot să rezolve problema imediat, se adună și au părtășie cu alți conducători și se gândesc la modalități de a o rezolva. Dacă văd o problemă mare pe care sigur nu o pot rezolva, caut ajutorul celui de mai sus și îi permit să o rezolve. Astfel de conducători sunt cei care au principii în lucrarea lor. Indiferent care e problema, atât timp cât au știut despre ea, nu o vor lăsa baltă și sunt capabili să le rezolve pe fiecare în parte. Chiar dacă nu e rezolvată bine, ei garantează că nu se va repeta. Amin. Amin. Mi-a fost rușine când am văzut ce cere Dumnezeu de la lideri și lucrători. Nu purtasem o povară pentru lucrare. Nu numai că nu urmărisem lucrarea evanghelică, dar nici nu înțelesesem stările celorlalți. Sinuie era lideră de grup, dar era și greu de lucrat cu ea. Ar fi trebuit să rezolv asta prin părtășie. Dar eu doar i-am arătat pe scurt problema, fără să vorbesc cu ceilalți ca să am o înțelegere mai bună. Nici nu expusesem natura sau consecințele problemei ei. După aceea, n-am întrebat dacă s-a schimbat sau nu. Nu m-am gândit dacă era o problemă de esență sau de corupție, dacă era potrivită ca lideră de grup și alte detalii de felul acesta. Așa că problemele ei n-au fost rezolvate, iar lucrarea a fost afectată. Mai târziu am văzut că Sinuie era încă arogantă și știam că ar fi trebuit să împărtășie cu ea ca să rezolv asta. Așa e. Dar tot nu m-am ocupat de asta, nu voiam să-mi bat capul. Făceam lucrurile automat și superficial, mulțumită să menționez problema și nimic mai mult. Nu-mi păsa dacă problema era sau nu rezolvată. Eram irresponsabilă, nu-mi făceam treaba și nici vreo lucrare practică. Așa se poartă un lider fals. Biserica mă făcuse lideră, sperând că aveam să-mi pot face datoria conform cerințelor lui Dumnezeu, să fiu serioasă și responsabilă în datorie și să folosesc principiile adevărului ca să rezolv problemele celorlalți, astfel încât lucrarea bisericii să continue lin. În schimb, când apăreau probleme de rezolvat, nu făceam nimic. Cu cât mai puține probleme, cu atât mai bine. Chiar acționam ca un lider fals și încurcam progresul lucrării. Atitudinea mea față de datorie îl dezgusta pe Dumnezeu. Da. După aceea am căutat și am chibzuit la adevărata cauza eșecului meu de a face lucrare reală. Am citit ceva. Dumnezeu atotputernic spune: în lucrarea lor, conducătorii și lucrătorii ar trebui să țină seama de voia lui Dumnezeu și să-i fie loiali. Cel mai bun mod de a se comporta este să recunoască și să rezolve problemele în mod proactiv. Nu trebuie să rămână pasivi
mai ales când au aceste cuvinte practice și părtășia care să-i îndrume. Ei ar trebui să preia inițiativa de a rezolva temeinic problemele și dificultățile practice prin părtășia despre adevăr. Ar trebui să-și îndeplinească bine lucrarea și să urmărească prompt și într-o manieră proactivă progresul acesteia. Nu trebuie să aștepte ordine și solicitări din partea celui de mai sus pentru a-i forța să acționeze. În cazul în care conducătorii și lucrătorii sunt întotdeauna pasivi și reactivi, atunci nu fac o lucrare reală, nu sunt vrednici să fie folosiți de Dumnezeu și ar trebui să fie demiși și redistribuiți. Acum există mulți conducători și lucrători care sunt foarte pasivi în lucrarea lor. Ei au întotdeauna nevoie ca cel de mai sus să transmită ordine și să-i forțeze să facă un pic de lucrare. În caz contrar, lenevesc și amână. Lucrarea din unele biserici este destul de haotică. Unii dintre oamenii care îndeplinesc îndatoriri acolo sunt incredibil de leneși și neglijenți și nu obțin niciun rezultat real. Aceste probleme pot fi deja foarte grave și teribile în sine, dar conducătorii și lucrătorii acelor biserici încă se comportă ca niște funcționari birocrați. Nu numai că nu sunt capabili să facă vreo lucrare reală, ci nu pot să recunoască sau să rezolve probleme. Acest lucru paralizează lucrarea bisericii și o face să stagneze. Ori de câte ori lucrarea unei biserici este într-un haos total și nu există niciun semn de ordine, cu siguranță la cârmă este un conducător fals. În fiecare biserică aflată sub conducerea unui conducător fals, toată lucrarea bisericii va fi în dezordine și un haos total. Nu există nicio îndoială în acest sens. Ce se întâmplă când oamenii sunt orbi cu privire la lucrarea care trebuie făcută? Este corect să spunem că nu poartă o povară, sunt totodată foarte leneși, râvnesc la confort, fac pauze ori de câte ori pot și încearcă să evite orice bătaie de cap în plus. Acești oameni leneși se gândesc adesea, de ce ar trebui să-mi fac atâtea griji pentru asta? A te îngrijora prea mult doar te va face să îmbătrânești mai repede. Ce beneficii voi obține din a face acest lucru? Din a alerga atât de mult și din a mă epuiza atât de tare? Ce se va întâmpla dacă mă extenuez și mă îmbolnăvesc? Nu am bani să plătesc tratamentul și cine va avea grijă de mine când voi fi bătrân? Acești oameni leneși sunt chiar atât de pasivi și înapoiați. Ei nu au nici măcar un grăunte de adevăr și nu pot să vadă nimic limpede. Sunt, în mod clar, o grămadă de oameni încurcați, nu-i așa? Sunt cu toții zăpăciți de cap. Ei sunt orbi față de adevăr și nu au niciun interes cu privire la acesta. Prin urmare, cum pot fi mântuiți? De ce oamenii sunt mereu indisciplinați și leneși, de parcă ar fi somnambuli prin viață? Acest lucru atinge o problemă în natura lor. Există un soi de lene în natura umană. Indiferent ce sarcină îndeplinesc oamenii, ei au întotdeauna nevoie de cineva care să-i monitorizeze și să-i stimuleze. Uneori, pe oameni îi preocupă trupul, râvnesc la confortul trupesc și au mereu un plan de intervenție pentru ei înșiși. Acești oameni sunt foarte șireți și chiar nu sunt oameni buni. Întotdeauna fac mai puțin decât potențialul lor maxim,
indiferent de sarcina importantă pe care o îndeplinesc. Acest lucru este iresponsabil și neloial. Acești conducători falși indolenți tratează faptul că sunt conducători sau lucrători drept un fel de funcție de care trebuie să se bucure. Ei tratează datoria care trebuie realizată și lucrarea care trebuie făcută de un conducător drept o povară, un deranj. În inimile lor, colcă e sfidarea față de lucrarea bisericii. Cere-le să supravegheze lucrarea sau să descopere problemele care există în aceasta, apoi să le urmărească și să le rezolve. Și sunt plini de reticență. Aceasta este lucrarea pe care conducătorii și lucrătorii trebuie să o facă. Aceasta este slujba lor. Dacă nu o faci, dacă nu ești dornic să o faci, de ce mai vrei să fii conducător sau lucrător? Îți realizezi datoria pentru a ține cont de voia lui Dumnezeu sau pentru a te bucura de tentațiile unei funcții oficiale? Nu este nerușinat să fii conducător dacă vrei să deții o oarecare funcție oficială? Nimeni nu are un caracter mai josnic. Acești oameni nu au niciun respect de sine. Sunt fără rușine. Dacă dorești să te bucuri de comoditatea trupească, grăbește-te înapoi în lume și luptă-te pentru ea. Apuc-o și smulge-o cum poți. Nimeni nu va interveni. Casa lui Dumnezeu este un loc în care aleșii lui să-și îndeplinească îndatoririle și să-l venereze. Este un loc în care oamenii să urmărească adevărul și să fie mântuiți. Nu este un loc unde oricine să savureze comoditatea trupească și cu atât mai puțin nu este un loc care să-i menajeze pe oameni. Conducătorii falși reprezintă un tip de persoană care nu cunoaște deloc rușinea. Sunt necuvincioși, insolenți și nu au pic de rațiune. Indiferent ce lucrare reală le este alocată, aceștia nu o tratează ca fiind importantă. O trec în plan secund și, în timp ce gura lor oferă un răspuns excelent, nu fac nicio lucrare reală. Nu reprezintă acest lucru o lipsă de moralitate? Indiferent ce lucrare fac unii oameni sau ce datorie realizează, sunt incapabili să reușească. Este prea mult pentru ei. Sunt incapabili să îndeplinească oricare dintre obligațiile sau responsabilitățile pe care oamenii ar trebui să le îndeplinească. Nu sunt gunoaie? Mai merită să fie numiți oameni? Cu excepția neghiobilor, acelor cu deficiențe mentale și acelor care suferă de handicapuri fizice, există cineva în viață care nu trebuie să-și îndeplinească îndatoririle și să-și îndeplinească responsabilitățile? Însă acest tip de persoană este mereu uneltitoare și joacă murdar și nu dorește să-și îndeplinească responsabilitățile. Implicația acestui lucru este că nu doresc să se comporte precum o persoană adecvată. Dumnezeu le-a dat calibru și daruri. El le-a dat posibilitatea de a fi o ființă umană și, totuși, ei nu se pot folosi de asta în a-și îndeplini îndatoririle. Nu fac nimic, dar sunt dornici să se bucure de toate. O astfel de persoană poate fi numită ființă umană? Indiferent ce lucrare le este dată, indiferent dacă este importantă sau obișnuită, dificilă sau simplă, ei sunt întotdeauna neglijenți și superficiali, întotdeauna leneși și chiulangii. Când apar probleme,
încearcă să paseze altor oameni responsabilitatea pentru acestea. Nu își asumă nicio responsabilitate, dorind să-și continue viața de paraziți. Nu sunt gunoaie inutile? Amin, amin. Cuvintele lui m-au durut cu adevărat. Dumnezeu a avut părtășie despre responsabilitățile liderilor, dar eu nu pătrunsesem acest lucru. Devenisem leneșă, eram irresponsabilă și nu obțineam rezultate în datoria mea. Eram parazitul pe care îl dezvăluie Dumnezeu. Când m-am ocupat de problema lui Sinue, știam prea bine că aceasta nu s-a rezolvat. Dar am făcut orice mă scutea de necazuri. Mi-am dat seama că adesea eram ineficientă în datorie, fiindcă eram leneșă și împăsa doar de propriul confort. Da. La început, când ceilalți aveau probleme cu răspândirea Evangheliei sau nu erau siguri de unele principii, aveam părtășie cu ei să le rezolv. Dar întrucât unii dintre ei progresau lent sau aveau probleme complexe, consideram că pentru a-i ajuta, era prea mare deranjul și o risipă de energie. Ar fi trebuit să caut și să am părtășie cu ei cu răbdare. Așa că am evitat asta, rezolvând doar ce bătea la ochi și lăsând deoparte ce era dificil. Tratam superficial toate problemele, așa că multe probleme au rămas nerezolvate. Tot timpul am mulțumit trupul fără să îndrept lucrurile. Drept urmare, mult timp lucrarea n-a progresat. Asta doar pentru că eram leneșă prin natura mea, prețuiam trupul și nu eram devotată și responsabilă în datorie. Da. Cuvintele lui Dumnezeu spun: asta e foarte neglijent. Ai pierdut simțul responsabilității pe care un lider ar trebui să-l aibă în datoria sa. O astfel de persoană poate fi numită ființă umană? Nu. Eram conducătoare și era responsabilitatea mea să fac tot ce puteam ca să rezolv problemele. Dar nu voiam să merg pe calea cea dreaptă. Mă gândeam mereu la confortul meu. Când trebuia să iau măsuri reale, să fac lucrare reală, mă retrăgeam. Asta a afectat lucrarea bisericii și intrarea în viața celorlalți. Îmi făceam datoria într-un mod foarte neglijent. Da. Recent și eu am avut aceeași stare. Ah. Când am văzut că udătorii nu înțelegeau problemele nou veniților, am știut că trebuia să rezolv imediat. Dar apoi m-am gândit la câtă energie era necesară. Așa că doar le-am arătat pe scurt neajunsurile, fără să-i ajut cu adevărat. Drept urmare, problemele lor n-au fost rezolvate. Apoi m-am întrebat: dacă mă bucuram de avantajele statutului fără să fac lucrare reală, nu afectam lucrarea bisericii? E un lucru foarte imoral. Chiar este. În lucrarea sa, din zilele de pe urmă de a înlătura corupția oamenilor, Dumnezeu a exprimat milioane de cuvinte, amintind și îndemnând, judecând și mustrând, avertizând și dezvăluind, folosind orice mijloace ca să aibă părtășie cu noi, ca să înțelegem și să pătrundem adevărul. Pentru a mântui omenirea atât de coruptă de Satana, el s-a îngrijorat și a suferit foarte mult și a plătit un preț enorm. Da. Dar bucurându-mă de hrana de la Dumnezeu, am preluat lucrări importante în casa lui, fără să-i răsplătesc iubirea. Nu eram capabilă să sufăr sau să plătesc pentru datoria mea. Am fugit imediat și a trebuit să acționez serios și să lucrez cu adevărat. Voiam binecuvântările lui Dumnezeu la schimb pentru un minim efort. Eram egoistă, lipsită de conștiință și rațiune. Atunci am văzut că a te gândi mereu la trup și a tânji după confort înseamnă să trăiești fără demnitate și să fii de neîncredere. Eram o lideră falsă. Când mi-am făcut datoria așa, am avut confort temporar, dar am tot pierdut șanse de a câștiga adevărul
Din cauza lenei mele și până la urmă, Dumnezeu avea să mă alunge. Da. Economiseam puțin, dar pierdeam mult. Mi-am amintit din Biblie și mulțumirea de sine îi distruge pe cei proști. Amin. E foarte adevărat. Mm. Cunoșteam niște frați și surori care, gândindu-se mereu la trup și la confort, nefăcând lucrare reală, au fost demiși. Jinduirea la confort îl dezgustă pe Dumnezeu și poate să-ți ia șansa la mântuire. Da. Dumnezeu e sfânt și drept și analizează minuțios intențiile pe care le am. Nu mai puteam să mă port așa. Casa lui Dumnezeu nu e locul în care să-mi doresc confort. E locul unde să-mi fac datoria, să practic adevărul. Categoric. De vreme ce acceptasem datoria, trebuia să-mi dau tot interesul să o fac bine. Căindu-mă, m-am rugat. Dumnezeule, îți mulțumesc că ai rânduit situația asta, ca să-mi arăți că am tânjit după confort rupesc în datorie și n-am fost responsabilă. De acum încolo, vreau să fac tot ce pot ca să lucrez cu adevărat la datoria mea. Părtășia ta îmi e avertisment. Lucrarea lui Dumnezeu e pe final. Așa că dacă tot alergăm după confort, nepracticând adevărul, sigur vom fi alungați. Da. După aceea, citind cuvintele lui Dumnezeu, am văzut că mai aveam o perspectivă greșită. Dumnezeu atotputernic spune: conducătorii și lucrătorii trebuie să obțină o înțelegere cu privire la cei care supraveghează lucrările importante, cei care conduc răspândirea Evangheliei, fiecare lider de grup, director de grup de film și așa mai departe, din diverse surse. Trebuie să-și intensifice observarea și examinarea acestor oameni înainte de a fi sigur de ei. Numai atribuind cu atenție îndatoriri oamenilor, în acest fel se pot asigura că rânduielile sunt adecvate și că oamenii vor fi eficienți în îndatoririle lor. Unii oameni zic, necredincioșii spun cu toții, nu te îndoi de oamenii pe care îi angajezi și nu îi angaja pe cei de care te îndoiești. Cum poate casa lui Dumnezeu să fie atât de neîncrezătoare? Sunt cu toții credincioși. Cât de răi pot fi? Nu sunt toți oameni buni? De ce trebuie ca biserica să ajungă să-i cunoască, să-i monitorizeze și să-i observe? Oare sunt valide aceste cuvinte? Oare sunt problematice? A cunoaște o persoană și a o observa în profunzime și a interacționa cu ea îndeaproape respectă principiile? Este în deplină conformitate cu principiile. Cu ce principii este în conformitate? Punctul 4 din responsabilitățile conducătorilor și lucrătorilor. Țineți-vă la curent cu circumstanțele supraveghetorilor diferitelor lucrări și ale personalului responsabil pentru diferite slujbe importante și repartizați-i din nou sau înlocuiți-i cu promptitudine, dacă este necesar, astfel încât să preveniți sau să atenuați pierderile cauzate de angajarea unor persoane nepotrivite și garantați eficiența și progresul fără probleme al lucrării. Acesta este un punct de referință bun. Dar care este motivul real pentru care se face acest lucru? Este acela că oamenii au firi corupte. Cu toate că, astăzi, mulți oameni îndeplinesc o datorie, sunt doar câțiva care urmăresc adevărul. Oamenii urmăresc rare ori adevărul și intră în realitatea lui pe măsură ce își îndeplinesc datoria. Pentru majoritatea, tot nu există principii în modul în care fac lucrurile. Ei tot nu sunt oameni care ascultă cu adevărat de Dumnezeu.
Gurile lor doar spun că iubesc adevărul și că sunt dispuși să urmărească adevărul și să lupte pentru el. Totuși, încă nu se știe cât de mult va dura hotărârea lor. Oamenii care nu urmăresc adevărul sunt susceptibili de a exterioriza o fire coruptă oricând și oriunde. Oamenii care nu urmăresc adevărul sunt lipsiți de orice simț al responsabilității față de datoria lor. Sunt adesea neglijenți și superficiali. Acționează așa cum doresc și sunt chiar incapabili să accepte emondarea și tratarea. De îndată ce devin pesimiști și slabi, oamenii care nu urmăresc adevărul sunt predispuși să se dea bătuți. Acest lucru se întâmplă des. Nimic nu este mai obișnuit. Așa se comportă toți cei care nu urmăresc adevărul. Prin urmare, atunci când oamenii încă trebuie să obțină adevărul, nu sunt de încredere și nu sunt serioși. Ce înseamnă că nu sunt de încredere? Înseamnă că atunci când întâmpină dificultăți sau eșecuri, este probabil să cadă și să devină pesimiști și slabi. Este cineva care e adesea pesimist și slab o persoană de încredere? Cu siguranță nu. Dar oamenii care înțeleg adevărul sunt diferiți. Oamenii care înțeleg realmente adevărul trebuie să aibă o inimă care se teme de Dumnezeu și o inimă care ascultă de Dumnezeu. Și numai oamenii cu o inimă care se teme de Dumnezeu sunt oameni de încredere. Oamenii fără o inimă care se teme de Dumnezeu nu sunt de încredere. Cum ar trebui abordați oamenii fără o inimă care se teme de Dumnezeu? Desigur, ar trebui să li se acorde asistență și sprijin iubitor. Ar trebui să fie verificați mai mult pe măsură ce își îndeplinesc datoria și să li se acorde mai mult ajutor și îndrumare. Numai atunci se poate garanta că își vor îndeplini datoria în mod eficient. Și care este scopul în a face asta? Scopul principal este de a susține lucrarea casei lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru identificarea cu promptitudine a problemelor, trebuie să fie aprovizionați prompt, sprijiniți, tratați și emondați, corectând abaterile și compensând neajunsurile și deficiențele lor. Acest lucru este benefic pentru oameni. Nu este nimic răuvoitor în asta. Ai supraveghea pe oameni, ai ține sub observație, a ajunge să-i cunoască. Toate acestea sunt pentru a-i ajuta să pășească pe calea corectă a credinței în Dumnezeu, pentru a le permite să-și îndeplinească datoria așa cum le cere Dumnezeu și conform principiilor, astfel încât să nu provoace nicio tulburare sau întrerupere, pentru a nu pierde timpul. Scopul în a face acest lucru se naște în întregime din responsabilitate față de ei și față de lucrarea casei lui Dumnezeu. Nu există răutate în acest lucru. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu ne arată unul dintre principiile de practicat. Ar trebui să supraveghem atent frații și surorile de care ne ocupăm, mai ales pe cei care fac lucrări esențiale. Căci toți au fir corupte și le lipsește realitatea adevărului. Așa că nu ne putem abține să nu facem lucrurile din corupție. Nu putem să avem încredere oarbă în nimeni sau să avem o abordare lejeră. Asta arată că suntem irresponsabili. Foarte adevărat. Eu sunt exact așa. Uneori, ceilalți îmi semnalează problemele și pe moment mă simt hotărâtă să mă schimb. Dar adesea e doar un val de entuziasm. Când chiar trebuie să acționez, tot sunt constrânsă de fir corupte. Nu pot să practic adevărul. Da,
De aceea avem nevoie de supravegherea și ajutorul celorlalți, ca să practicăm mai bine. Așa e. Fiecare are neajunsuri și e incapabil să înțeleagă principiile adevărului. Așa că e inevitabil să apară probleme sau omisiuni. Iar uneori dezvăluim corupție și acționăm încăpățânați. Atunci, conducătorii trebuie să urmărească lucrurile, să înțeleagă cum decurg îndatoririle oamenilor, să găsească probleme, să îndrepte abateri, ca lucrarea bisericii să nu fie afectată. Da. Însă eu chiar fusesem oarbă și nesăbuită. Am văzut că Sinuie părea activă și se descurca bine cu evangelizarea, așa că nu mi-am făcut griji. I-am dat o lucrare atât de importantă și apoi nu m-am mai gândit la asta. Partenera mea a spus că erau probleme în grup, dar eu nu le-am luat în serios. Când am aflat că Sinuie era arogantă și nu lucra bine cu alții, nu am cercetat situația. De vreme ce era lidera grupului, doar i-am semnalat pe scurt asta și am crezut că o să caute, așa că nu trebuia să-mi fac griji. Dar lucrurile au decurs complet diferit de ceea ce-mi închipuisem. Persoana de care m-am îngrijorat mai puțin avea cele mai grave probleme. Desigur. Din cauza firii ei arogante, ceilalți au fost constrânși și nu și-au putut face îndatoririle. Asta s-a întâmplat fiindcă n-am făcut lucrare practică, n-am văzut prin prisma cuvintelor lui Dumnezeu. Da. Fără adevăr, nu vedem clar. Așa că e ușor să fim înșelați de un comportament aparent bun. De aceea, conducătorii trebuie să supravegheze lucrarea în profunzime și în persoană, ca să rezolve rapid problemele și să prevină pierderi inutile în lucrare. Ai dreptate. Ulterior, am analizat lucrarea acelui grup și am descoperit că încă avea câteva probleme. Câștigaseră mulți oameni prin lucrarea lor, dar unii dintre nou veniți nu se conformau principiilor. Unii nu aveau o umanitate bună și trebuiau îndepărtați. Lucru care nu numai că irosește resurse, dar e și o inconveniență. Da. Cu cât le urmăream mai mult lucrarea, cu atât mai multe probleme găseam. Și vedeam că înainte nu făcusem lucrare practică. M-am uitat doar la suprafață. Când lucrarea părea să progreseze lin, am crezut că nimeni nu avea probleme în datoria lui. Priveam lucrurile atât de superficial. Am văzut cât de jalnic a fost că nu am înțeles adevărul și m-am avertizat ca în viitor să privesc lucrurile conform adevărului. Să-mi îndeplinesc responsabilitățile și să controlez lucrarea celor de sub supravegherea mea. Am simțit și cât de importantă e cerința lui Dumnezeu ca liderii să facă în persoană o lucrare detaliată. Asta ne ajută să pășim pe calea de a ne face datoria acceptabil. Așa este. Trebuie să vedem conform adevărului. Nu ne putem uita superficial la oameni. Trebuie să vedem dacă acționează principial și ce rezultate reale obțin. Da. Doar așa îi putem evalua cu precizie. Categoric. În cuvintele lui Dumnezeu am citit. Dacă ai un calibru de un anumit nivel, înțelegi abilități profesionale în domeniul pe care îl supraveghezi, atunci trebuie să îndeplinești o singură expresie și vei putea fi loial datoriei tale. Care expresie? Pune-ți inima în ea. Dacă îți pui inima în lucruri și în oameni, atunci vei fi capabil să fii loial și responsabil în datorie. Este această expresie ușor de practicat? Cum o pui în practică? A-ți pune inima în ceva înseamnă să nu-ți folosești urechile pentru a auzi, îți folosești inima. Dacă o persoană își pune inima în ceva, atunci când vede pe cineva că face un lucru, că se manifestă într-un fel, sau că are un soi de răspuns la ceva, sau când urechile sale aud cuvintele, vocile sau argumentele unor oameni, când își folosește inima pentru a medita la aceste lucruri, unele idei, puncte de vedere și atitudini îi vor apărea în minte.
Aceste idei, puncte de vedere și atitudini o vor face să aibă o înțelegere profundă, reală și corectă asupra persoanei sau a lucrurilor, producând de asemenea judecăți și principii adecvate, corecte. Doar dacă cineva își pune inima așa, va da dovadă de loialitate față de datoria sa. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au arătat o cale practică. Ca să-mi fac bine datoria, trebuia să învăț să fiu atentă și responsabilă. Trebuia să acționez concret, ca tot ce vedeam și auzeam să-mi pătrundă în inimă și să descoper problemele. Altfel, doar făceam lucrurile mecanic. Așa e. În plus, trebuia să fac tot ce puteam ca să rezolv problemele găsite. Să caut ajutor de la superiorii mei când nu puteam îndrepta lucrurile. Să fac și să realizez orice puteam. Să-mi îndeplinesc responsabilitățile, să am conștiința curată. Nu mă puteam baza pe noțiunile și închipuirile mele. Trebuia să urmez principiile adevărului până se rezolvau problemele. Da. Deși încă erau multe probleme în lucrare, trebuia să fac tot ce puteam ca să le rezolv. Și oricât de bine ar fi mers lucrurile, trebuia mai întâi să învăț să pun suflet. Lucrarea evanghelică e importantă pentru casa lui Dumnezeu. Și în aceste timpuri critice de pe urmă, dacă aș fi continuat să-mi fac relaxată datoria, să caut confort și să-mi apăr interesele, ar fi fost un mod de trai egoist josnic. Da. Așa că m-am rugat lui Dumnezeu. Dumnezeule, statura mea e mică și nu am un calibru grozav, dar vreau să mă dedic cu totul datoriei mele și să practic conform cerințelor tale. Mm. Recent am descoperit că lucrarea nu era foarte eficientă, pentru că unii lucrători nu înțeleg adevărurile despre a fi martori lucrării lui Dumnezeu. Și-am aranjat ca limei să meargă să le ofere instrucțiuni. La început îmi petreceam timpul analizând noțiunile religioase ale potențialilor destinatari a Evangheliei și înțelegând cu limei problemele. Însă ulterior, când aveam prea multă treabă, m-am gândit să le pasez pe toate lui limei, ca eu să nu trebuiască să-mi fac prea multe griji. Când m-am gândit la asta, m-am simțit vinovată. Lucrarea evanghelică nu mergea bine, iar limei voia să discute cu mine după ce afla despre probleme. Dar eu, ca un birocrat, speram să-i pasez lucrarea dificilă. Era un lucru demn de dispreț. Da. Așa că m-am rugat lui Dumnezeu și m-am lepădat de trup. Când limei mi-a oferit păreri despre probleme, m-am implicat practic, având părtășie cu ea și căutând adevărul ca să le rezolv. Cu această cooperare practică, am putut să înțeleg lucrarea grupului și să progresăm mai rapid și să rezolv prompt problemele și dificultățile lucrătorilor evanghelici. Mm. Prin această cooperare am văzut îndrumarea lui Dumnezeu. Unii lucrători înțeleg principiile, lucrarea a devenit mai fructuoasă, iar câțiva nouveniți au preluat îndatoriri după ce au acceptat noua lucrare a lui Dumnezeu. Grozav! Chiar este! Deși în ultimul timp am consumat mai mult timp și energie, când îmi fac datoria din suflet, nu mi se pare dificil sau obositor. Așa e. De fapt, m-am înzestrat cu mai multe principii. Și liniștindu-mă înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune atunci când sunt probleme, m-am apropiat de Dumnezeu și am devenit mai concentrată în datorie. Slavă lui Dumnezeu! Doar făcând lucrare practică te poți simți împăcat. Așa e. Încă mai am multe neajunsuri în datoria mea. Încă sunt departe de a o îndeplini adecvat. Însă datorită experiențelor mele am reflectat asupra problemei de a nu face lucrare practică. Și am o direcție în care să-mi fac datoria în viitor. Grozav! Tot ce am câștigat se datorează îndrumării cuvintelor lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu!